seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Cu 15 coaste rupte, coloana vertebrală frântă, ars pe tot corpul și aruncat într-o groapă pentru hoituri. Așa și-a găsit sfârșitul fratele mai mic al lui Stanislav Velicco din Coșcalia. Când m-am uitat în groapă, am văzut bicicleta și l-am văzut și pe dânsul. Și m-am început a tremura și am strigat în gura mare, zic, l-am găsit. Bărbatul spune că de atunci s-au scurs mai mult de 2 ani și jumătate, dar nu trece nicio zi fără ca el să-și amintească de corpul mutilat al fratelui său, Sergiu. Când l-am scos, era mâna, mâna asta, da, era arsă, fața era tot de-am arsă, tot negru, el și-a mâinii și din în inima mea, că ni frate. Părinții lui Sergiu nici astăzi nu pot înțelege de ce cineva i-a dorit moartea fiului lor. Sergiu avea 33 de ani și abia și-a întemeiat o familie. Era stăruitor, muncitor și prietenos. Era, avea tare mulți prieteni. Rudele spun că Sergiu s-a pornit la pescuit, la iazul din sat, dar a dispărut misterios. Ia că-i plăcea numi pescuitul ăsta în joia aceea și s-a dus la pescuit și înapoi nu a mai venit. Descoperirea înfiorătoare s-a întâmplat în a 5-a zi de la dispariția bărbatului. În tot acest timp, rudele, prietenii și vecinii erau pe urmele lui. Persoana asta așa din chiesă, amoi, el tot a fost cu noi la căutare. Eu nici n-am tras atunci atenția în ce stare și de el, cum a reacționat el. Ulterior, 5 persoane au fost învinuite de omorul lui Sergiu, însă nici azi nimeni nu e condamnat. Îndurerați și revoltați, apropiații lui cer ca ucigașii să ajungă la pușcărie. E îndreptat și bă, tragi la, cum, strag, și bă, tragi la răspundere. Asta noi vrem, noi asta îndurim. În ce circunstanțe și-a găsit sfârșitul Sergiu Velicco și ce chinuri a îndurat înainte de a fi omorât? Cine ultimul l-a văzut în viață pe bărbat și ce tăinuiește? Cine sunt cele 5 persoane învinuite de crimă și cum răspund ele acuzațiilor care le se aduc? Dar și cum se face că la aproape 3 ani de la omor, nimeni nu este condamnat? Aflați astăzi! Stanislav Velicco spune că din clipa în care a descoperit cadavrul fratelui său și-a dat cuvântul că îi va face dreptate. El a promis că va lupta pentru ca cei care l-au chinuit pe Sergiu într-un mod sălbatic să fie pedepsiți. Astăzi Stanislav a venit la noi împreună cu mama lui. Să-i încurajăm! Stanislav, spuneți-ne, când l-ați văzut ultima dată în viață pe fratele dumneavoastră? Înainte de moartea lui, vreo lună. Cu o lună înainte? Cu o lună, undeva. S-a plâns el cumva că ar avea probleme cu ceva, cu cineva? Nu, niciodată nu s-a plâns că are probleme, are... Dar voi erați apropiați? Da. Dacă ar fi avut probleme, v-ar spune? Îl ajutam. Dar v-ar spune despre asta? Doamna Zinaida, știm că în seara dispariției Sergiu v-a vizitat. Ați observat dumneavoastră ceva straniu în comportamentul lui? Foarte vesel, ca totdeauna. Nici o presimțire, nici nimic ceva să prevestească că ceva a se întâmple rău. Dar era treaz? Da. În momentul în care a pornit de acasă? Nu era în stare de ebrietate, asta ea. Era destul de normal. Dar băut. Eu nu spun minciuni. Asta e pur adevăr. N-am și ascunde. Era băut un pic. Poate acolo, că el așa pe urmă ne-a spus, că a servit bere la bar acolo, cu niște prieteni care l-au adus de la Cârnățeni, cu mașina. Și el se ducea unde? El avea, încă din copilărie, hobby-ul ăsta de a prinde peste. Nu și satisfacție avea el de la asta, dar... Nu prima dată el se duce la pescuit. Și s-a primit așa că a avut un obiect cu fratele său mai mare, a terminat un obiect de lucru, miercuri. Și de la o lună trebuie să înceapă alt obiect. Și el, așa, el tare des ne vizita, cu toate că trăie în Chișinău. Era căsătorit, trăie în Chișinău, asta ea. Dar vă vizita des. Foarte des. Spuneți-vă, rog, doamna Zinaida, dacă știați, dacă cumva Serghei avea dușmani, cineva îi dorea răul, ce vă spunea?
Eu, ca să aibă dușmani, că să-i facă moartea asta, sau unde o știi că să-i vrei cineva moartea lui, eu așa dușmani nu știu. Că dacă vie să-i aibă ceva așa, ea trebuie să știu, în primul rând, eu și Ruslan, cel mai mare, și de-amul Stanislav, nu era el să ascundă așa lucru, noi avea să știm. El era, vă spun, tare vesel când s-a dus la pescuit. Colegii mei au pregătit un subiect despre fiul dumneavoastră, haideți să-l vedem împreună. La Coșcalia, în casa părintească a lui Sergiu, stau atârnate pe pereți 10 de fotografii cu el. Înlăcrimată, mama bărbatului, Zinaida Velicco, zice că așa îl are mereu aproape. Eu vă spun, dacă el la fiecare două zile mă suna, și s-aude, cum sănătate, și mai trebuie. Sergiu era mezinul familiei. Zinaida Velicco spunea că feciorul ei a dispărut cu o zi înainte să împlinească 33 de ani. În noapte și nu m-a sunat niciodată, total sunam, ne disponim. Pe mine m-a pus ea ca asta în gardă. Cu un an înainte de a pieri, Sergiu s-a căsătorit. Împreună cu soția, bărbatul închiria un apartament în Chișinău, unde muncea în construcții. Banii câștigați îi adunea cu grijă ca să-și cumpere o locuință. În ziua în care a dispărut, Sergiu a sunat-o pe soția lui și a anunțat-o că după muncă va pleca în sat, la pescuit. Cum avea eu lucruță de timp liber, serios, a venit să ne vede. El tare des vine să ne vede. Și ia că-i plășea, nu pescuitul ăsta. Pescuitul era marea pasiune a lui Sergiu. Rudele spun că el venea la iazul din sat cu orice ocazie. Anume pescuit, dar niciodată nu m-am gândit că când iazul este a noastră liniștit, că să știe așa tragedie. Doamna Zinaida, atunci când fiul dumneavoastră a venit acasă și v-a zis că pleacă la pescuit, v-a spus la ce iaz pleacă? V-a spus la porcărie. Așa se numește porcărie, Marianca este... Aveți mai multe iazuri în localitate, dar da, pleca la acel din... noastră, Marianca, dar Marianca e un iaz privat, acolo sunt paznici și aici e privat, care un s-a dus el. Arendatorul e Vierul Anatol. Așa v-a zis el, că merge la iazul de la porcărie. Și trebuie să-l duc o mașină. A venit mașina după el? Ați văzut nu ce a venit mașina după el. El a venit cu, cum a fost, unii de la cine îmbrăcat cu haine, te spunem așa, zicem mai buni, și s-a dezbrăcat de haine. Deci el s-a îmbrăcat ca când, cu haine tare călduroasă. Că se mă îmbrac pentru că pe malul iazului e reșii. Și fies, și ceva călduros, așa, o coftă, și încă asta ia fără mâini și așa ia, și blujdii ăștia sportivi. Dar ce zi era? Luna august 2018. Dar ce a luat cu el, doamne Zinaida? El, așa, mi-a spus că are toate cele, dar repede, din fugă, pentru că se îmbrăca tare, tare repede. Că așa mi-a spus că îl așteaptă o mașină să-l ducă. Eu promis un prieten de-a lui, care l-a adus de la Cârnățeni, că el nu a venit cu ruta noastră. El a venit cu mult mai târziu. El în sat a ajuns de la Chișinău, undeva așa, am înțeles, la orele, început la 9 seara. Dar acasă el a venit undeva la orele 10 ceva. Adică el cu prieteni acolo stăia, că nu se grăbesc, duc la iaz, că așa el tot din adus, e mai târziu. Mai târziu. Dar n-ați văzut mașina cu care a plecat el? El a spus că Lilian i-a promis să-l ducă. Și s-a îmbrăcat cu tot asta. Ea și-a luat o geantă, s-a zis că aici am și mâncare, și radio, și lanternă, și... dar de unelte de pescuit el nu a numit-o. Și mi-a spus că are și râmi și încă ne-a arătat pachetul. Spuneți-mi, vă rog, în ce moment v-ați dat seama că Sergiu a dispărut? De câte ori se duce la pescuit, el niciodată nu a fost așa caz că să nu fie telefonul nedisponibil. Dar în a doilea zi dimineață, vineri, m-a sunat fiorul cel mai mare de la Chișinău, trăiește în Chișinău, Ruslan. Și m-a sunat și m-a întrebat, zice, dar unde e, nu știu cum așa, că el a sunat pe dânsul, pe Serioja, eu nu știu la ce oară încep el să-l sune, la 8, la 9 dimineață, și Serioja nu era disponibil. Și când Ruslan mi-a spus că Serioja nu e disponibil, pe mine asta m-a pus... Pe gânduri, pentru că vă spun, unde n-aș... Când ați început să-l căutați? Noi căutările s-au început la șeie, că eu îl sunam. Ruslan m-a sunat la Chișinău. Nu a apărut. Asta am început a doilea zi dimineață. La poliție, când ați dat?
vineri seara Ruslan a venit la Chișinău. S-a dus în malul Iajului. Și el a mai fost Ruslan pe acolo, și duceau la pescuit. S-a dus, l-a căutat să Ruslan cu nădejdea. Pentru că el cu o seară înainte de a veni la Coșcălia, miercuri seara, el a avut temperatură și a avut dureri de spate. Și ne gândim, poate cumva spatele i-au făcut probleme, și poate, mă rog, nu poate să miște, așa nu ne-am gândit. Și Ruslan l-a căutat acolo, cum știe el, să-l caute. Și a venit acasă, a spus că dacă până în dimineață, tipa sâmbătă dimineață până la ora 8, el nu apare, mă suni. Asta ea. Și, dar noi dimineață cu soțul meu, cu soțul nișoara 6, dar noi eram pe malul Iazului și ne-am dus, noi și l-am căutat. Sâmbătă dimineață. Noi ne-am dus și l-am căutat pe malul Iazului acolo la porcărie. După care s-au pornit și căutările generale, deja cu poliția, cu toată lumea. Generale s-au pornit duminică. 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 Noi l-am căutat sâmbătă dimineața eu cu soțul, de iad a venit Ruslan cu soția, cu Taniușa, și iar ne-am dus încă o dată la Iaz, ne-am dus la arendatorul Iazului și am luat de acolo un binoclu și ne-am dus partea cealaltă de mal și Ruslan a încercat să, cu binoclu să... partea opusă, poate cumva și de culcat, cum, nu știu, poate scula. Stanislav, când l-ați găsit? Pe data de 28 august. Asta la 5-a zi de dispariție. Da. Vreau să-mi spuneți ce v-a determinat să mergeți anume la acea groapă cu leșurile de animale? Pentru că noi am fost și am căutat mai multe regiuni. Și când am ajuns, ultima aia, că la noi zice pădurea asta, zice Țuguiat, așa se numește. Și unul din băieți care cu noi la căutări au fost, a zis că acolo este o groapă în deal. Poate zic acolo. A zis că era unul dintre băieți care da, a zis care unde să căutați. De... Era multă lume care îl căuta pe fratele. Nu, eram undeva vreo 14-15 persoane. Erau și, probabil, și prietenii voștri și da, erau da. Și oameni străini din sat? Nu? Din sat erau. Îi cunoșteați pe toți da. Voluntarii ăștia da. Care au participat da. La căutări? Pe toți? Da. Eu de ce vă întreb? Pentru că am înțeles că ulterior ați aflat că unul din acei bărbați care este acum învinuit de omorul lui Sergiu a participat la căutările da. Lui. Da, Gorban Anatolie. Vă aduceți aminte da. De el atunci în căutări? Cum se Stanislav și l-a rugat Stanislav să margă la căutări. Așa. L-ai rugat tu, Stanislav, da? Da, zis dacă poate să margă să la căutare. El a zis că merge. Cum îți aduci aminte de el în acele căutări? Era după, poate cumva... Când l-am găsit, noi eram tăți grămadă, el stătea într-o parte. Iată, acum, din cât îți aduci aminte, părea comportamentul lui cumva... Nu, cum singur, cum... După cum când l-am găsit, eu tot singur m-am tresat, m-am... Și nu țin minte cum era el. Eu aș vrea să-l întreb pe frate, cât distanță de la Iaz până la groapa aceea unde l-ați găsit? Undeva... Și dacă este ea în drum spre casă, adică are nemijlocit legătură cu drumul spre casă și spre Iaz. Spunește că de la Iaz până la groapă, undeva spre vreo 1,5 km. În direcția spre casă sau opusă? Da, așa e. El nu e drum că, spre sat, cum se intre în sat, dar el așa, într-un deal se află. Deci el trecea prin groapa asta când nu. Lângă groapa asta când se ducea la Iaz. Nu avea nu, drum de la groapă. Dar cum credeți, ce putea el singur? Să zicem că presupunem că el s-a dus singur încolo. Ce putea el acolo să caute? La groapă? Da. El la groapă nici n-avea de... N-avea treabă acolo. N-avea treabă de groapă. Dar de la Iaz, de-am până la casă, la noi, spuneți că undeva vreo... De-am la părinți la casă, undeva vreo 3,5 km. 4 distanță. 3,5 km, 4. Deci nu, undeva la 4 km. Nu s-a pornit el pe jos, vroia să meargă cu mașina, da? Eu cu bicicleta, el numai s-a dus după mașină. Așa. Mașina i-a refuzat, mama băietului i-a spus că trebuie să ducă la România a doua zi și nu-i dă voie, zice Serioja, nu ți supăra, dar nu-i dă voie lui Lilian. Și el a venit acasă, a luat bicicleta. Așa, deci s-a pornit cu bicicleta. El s-a întors înapoi și a luat bicicleta și eu zic, Serioja, nu-i prea bună bicicleta. Tot normal. Pentru că știu că după asta, Stanislav, bicicleta era peste el aruncată. Era și în groapă și bicicleta. Și era el și
bicicletă? Nu, bicicleta era pusă alături. Și el, ca cum un copil când îi ții fric, și cu mâinile sub cap și cum mă strâns. Eu mă gândesc că el, ca victimă, când a fost bătut, el s-a strâns așa, să se dea în poziția asta, dacă se poate să spun așa ceva. Dumneavoastră l-ați văzut? Într-așa o poziție. 5 persoane au fost puse sub învinuire pentru această crimă sălbatică. În scurt timp veți auzi ce argumente au ei în apărarea lor, dar și ce destăinuiri face principalul martor din dosar. Acum, Stanislav, chiar te rog să ne povestești în ce stare l-ai găsit pe fratele tău în acea groapă. Când l-am găsit, el era... Eu deodată când am ajuns la groapa și m-am uitat, deodată nu l-am n-am văzut, că e are undeva adâncime, undeva vreo 7 metri. Oho, e adâncă? Vreo 6-7 metri. Vremurile sovietice se numesc cotomaghila. Da, asta, unde se aruncau leșurile de animale. Și eu m-am pus, am băut un gât de apă și am fumat o țigară și zic, des mai mă uit odată, că dacă la soare și deodată dacă acolo e întuneric și nu... Și nu, când m-am uitat, l-am văzut pe dânsul în... Întâi bicicleta am văzut-o și pe dânsul l-am văzut. Și am strigat la băieți, că eram singur. Și am strigat la băieți, băieți erau, așa spune, pește o râpă. Acolo scurge apă și pește o râpă. Și am strigat, zic, l-am găsit. Și nu cine, n-am mai auzit cine a zis, că zic, e, amăjești. Zic, aici nu e amăjeală, zic, eu cu așa glume nu pot să... Și băieții au venit, de-amu, s-au grămădit la groapă și ne-am venit și poliția, au venit salvatorii, tăți. Iată, vedem cum și l-ați scos. Cum era el? Era în haine, fără nu, haine? Era în maic și în chiloți, cum zici. Așa? Așa era. Avea doar un maieu și niște chiloți pe da, el. Da, și hainele care erau dati focul, el era deasupra la haine. Și hainele dati focul. Deci se vedea că erau haine arse. Da, și când l-am scos, era fața cum arsă și o mână. Pe față și pe o mână ars. Și în cap avea o pălitură mare și încă, cum, încă scurgea sânge, încă curgea din cap. Avea o rană mare deschisă. Eu știu că tu ai observat și niște urme de mașină da. Lângă groapă. De ce ți-au atras ele atenție? Poftim? De ce ți-au atras atenția aceste urme pentru de mașină? Pentru că ziceau, urmele de drept era înspre groapa care se afla. Și eu m-am luat pe urmele și elea și de atât așa, mă, că eu tot de groapa și nu prea știam că e acolo să află. Ea nu se află chiar în drum, să zici nu, că trec mașini în colo stânga și în dreapta. Nu, așa e în niște, cum zici, în tufare, așa să află e. Și asta ți-a dat de bănuit că mașina aceea... Da, m-am luat pe urmele și elea și am ajuns la groapă. Și de-am când au venit poliția, când schem, am văzut și urma de bicicletă, pe marginea cum răsăritei, urma de bicicletă. Și polițistul a fotografiat și la moment de-am când s-a început tătia este, tăti întrebările, a dispărut urma de bicicletă. Expertul nostru, medicul legist Ion Cuvșinov, a analizat raportul de expertiză a cadavrului. Domnule Cuvșinov, spuneți-ne ce s-a întâmplat cu Sergiu înainte de moarte și ce i-a cauzat, de fapt, decesul? În principiu, părerea expertului care a făcut cercetarea cadavrului, adică care a efectuat expertiză medico-legală a cadavrului, este că este vorba de un traumatism al cutiei toracice, mai precis al coloanei vertebrale, cu contuzia măduvii spinării, dar pe fundalul unor arsuri vaste, 80% din suprafața corpului este foarte mult, persoanele cu astfel de arsuri nu supraviețuiesc de regulă. Faptul că arsurile sunt intravitale, deci el era viu când a ars, pot să însemne două lucruri. El putea fi și fără cunoștință de acum, putea fi în stare preagonală și așa mai departe. Și pe mine m-a frământat o problemă. Cum au putut oameni nenormați să producă asemenea leziuni corporale? Nu mă refer la cele depistate pe cap. Plăci pe cap este un lucru obișnuit, dar 10 coaste rupte deoparte, pe o singură linie, 5 coaste rupte partea opusă, pe aceeași linie, la o distanță mică între dânsele. Și fiți atenți, toate procesele spinoase de la coloana vertebrală sunt frânte într-o singură direcție, de la dreapta spre stânga. Oameni buni, nu este caracteristică asta pentru maltratarea fizică de către omul nenormat, dar fie el și cu bâta în mână. Spuneți-vă rog,
focul, focul era acolo în groapă. Da. Și el era cum deasupra, ca cum o ars foc, dar el era deasupra la cum haine. Am înțeles. Întâi i-au aruncat hainele, au dat foc și pe urmă l-au aruncat. Și că am găsit acolo, era o sticlă așa tot zvârlită de bere de 1 litru, oricât de solearcuri de benzină era în groapă. Și eu mai gândesc una că, pe dânsă, dacă l-a zvârleu, el era, cum zici singur, el era încă viu. Că dacă l-a zvârlit, el putea scadă ori cumva să, în cap, putea să... El așa ca un copil când doarme cu mâna așa sub cap și strâns, ghimuit. El s-a chinuit încă era în viață el. Nu știu. Asta s-a întâmplat sâmbătă, duminică, luni, ziua independenței și tocmai marți, așa am înțeles de la Ruslan, că așa din spusul, că numai doi erau veniți și îmblau prin sat, se întrebau, nu l-ați văzut încolo în coace. Dar băieți îmblau, cât s-au făcut cu puterile noastre. A organizat Ruslan și cu Stanislav și a făcut toate cercetările, este în toate colțurile. Cașcalia, înspre Căinari, înspre Cârnățeni, că Ruslan zice, Doamne ferește, mă gândesc, mamă, numai nu ți spărie sau coloncoace, dar mă gândim, poate l-a omorât și sedi într-un câmp de animale, eu știu cum acolo, și de atât a făcut prin prejur să-l căutăm. E ca care situația. Aș risca să presupun că aici sunt două versiuni. Una, o bătaie, între dânsul și cineva, și posibil nu unul, dar mai mulți, după care, cum a spus și medicul legist, posibil considerând că deja este decedat, au încercat să ascundă urmele. Și a doilea versiune, tot cei ce mi se pare plauzibilă, un accident rutier. Dar aici, la ambele versiuni, puteau fi numai detectate momentul la moment când au ridicat bicicleta, aceeași sticlă verificată, poate sunt urme dactiloscopice pe ele. Și asta numai un specialist poate să depisteze. Inclusiv chiar și cu rămășițele care au rămas înăuntru, puteau fi numite expertiză chimică și stabilită ce fel, din ce combustibil, de unde chiar și stația PECO de depistat. Bicicleta, ce leziune avea bicicleta, care deteriorări, inclusiv dumnealui, cum a ajuns el acolo, singur aruncat, dar din spusele care erau, hainele deja erau dezbrăcate de pe el. Deci, cum a fost adus acolo? Mă rog la Dumnezeu să fie descoperiți adevărații criminali și să fie descoperit adevărul și să fie răsplătită moartea lui Serioja. Soțul meu s-ar fi întors, am avut noi Volkswagen Golf, s-a întors cu mașina, l-a încărcat Velicico Sergei și l-a dus la groapă. Posibil este el vinovatul, dar dacă nu este el... Ca să aibă dușmani, că să-i facă moartea asta, eu așa dușmani nu știu. V-a spus la ce azi pleacă? V-a spus la porcărie. S-a îmbrăcat cu haine tare călduroasă, că pe malul iazului îi reși. În ce moment v-ați dat seama că Sergiu a dispărut? Căutările s-au început la șeie, că eu îl sunam. Și unul din băieți care cu noi la căutări a fost, a zis că acolo este o groapă în deal. Se primește că de la iaz până la groapă, undeva vreo 1,5 km. Când m-am uitat, întâi bicicleta am văzut-o, și pe dânsul l-am văzut. Și hainele care erau date focul, el era deasupra la haine. De el așa ca un copil când doarme cu mâna așa sub cap și strâns, ghimuit. El s-a chinuit încă era în viață el. 10 coaste rupte deoparte, pe o singură linie. 5 coaste rupte partea opusă, pe aceeași linie. Oameni buni, nu este caracteristică asta pentru maltratarea fizică de către omul nenormat, dar fie el și cu bâta în mână. În această seară discutăm despre o crimă înfiorătoare din Coșcalie, Căușeni. Sergiu Velicico, de 33 de ani, s-a pornit la pescuit la iazul din localitate și a dispărut. După 5 zile de căutări, cadavrul său mutilat a fost găsit în groapa de la marginea localității unde cândva se aruncau hoiturile.
În scurt timp veți afla unde a fost Sergiu cu puțin timp înainte de dispariție și veți auzi ce spun persoanele care l-ar fi văzut ultimele pe bărbat. De la moartea lui Sergiu au trecut aproape 3 ani, însă rudele lui se plâng că nici astăzi nimeni nu a fost pedepsit. Asta chiar dacă oamenii legii au pus sub învinuire 5 bărbați. Printre aceștia se numără și Ilie Gorban, tată a 6 copii. Cum a ajuns el să fie învinuit de omorul lui Sergiu Velicico, dar și ce argumente are în apărarea sa, vom afla de la soția lui, Maria Gorban. Să o întâmpinăm. Eu știu că tu susții nevinovăția soțului tău, da, în crima de la Coșcalia. Spune-ne, te rog, ce argumente ai? Pentru că îi motivează că el a plecat cu mașina noastră, dar mașina pe 15 august eu am accidentat-o, tot în satul Coșcalia, ducându-mă să primesc niște bani de pe cota mamei. Și adică soțul meu în seara aceea a venit acasă și nu am văzut careva schimbări la el, pentru că să faci asemenea crimă, oricum te deranjează ceva. Nu cred că ar fi dormit liniștit sau s-ar comporta normal, adică avea să fie o schimbare. Hai să vedem cine este soțul tău, Ilie Gorban, unul din cei 5 bărbați învinuiți de omorul lui Sergiu Velicica. Atenție, Licre! Ilie Gorban are 38 de ani și locuiește în satul Grigorevka, raionul Căușeni. Bărbatul are o familie mare. Împreună cu soția sa, Maria, cresc 6 copii. Cel mai mare are 18, 16, 13, da, 13 și 10 ani, Sergiu. Gabriel, 2 ani și jumate, da. Și Eva, un an și 2 luni. Ilie povestește că mereu a muncit mult pentru ca copiii săi să nu ducă lipsuri. El spune că ducea o viață liniștită până în ziua în care polițiștii l-au arestat pentru omorul lui Sergiu Velicco. Și copiii jucau toți în oradă. Prin copii și îmi spune, și tată, te cheamă 8 cu ochelari. Și am ieșit, ies să văd la poartă, mă trântesc jos la pământ și am început a străga, că poliția lucrează, ies. Copiii au început a plânge, pe mahală, lumea a văzut. Următoarele 6 luni, Ilie le-a petrecut în arest la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Acolo foarte mare mizerie, șobolani așa, noi îi bătem cu bățul, îl ucidem și le dădem lor și îi sărădeau încă din noi. Cum încă? Nu l-ați mâncat al? Polițiștii așa, care erau de jurne acolo. Dați seama. Ilie spune că tot timpul cât a stat în arest, mereu era cu gândul la casă și copii. Ei nu așteptau anul nou. Tătanul le aduce eu cadouri, dar timpul și-a luat. E vrut eu să vin acasă. După jumătate de an, judecătorii l-au transferat pe Ilie în arest la domiciliu. Acum Maria este însărcinată cu al 6-lea copil, iar soțul său spune că acest lucru îl motivează și mai mult să-și demonstreze nevinovăția. Chiar n-aveți inimă, am 6 copii acasă. Ați găsit pe mine să mă influențați pe un umor care eu nu, nici idee n-am de dânsul, să mă influențați pe mine, ca voi să vă ridicați gradul vostru, așa iese. Doamna Zinaida, dumneavoastră îl cunoașteți pe Ilie? Da, îl cunosc. Nu chiar de aproape, de când s-a mutat la Grigori, nu știu soarta, pur și simplu știu părinții, mama, tata. Iată, l-ați auzit ce spune el. Și? Doamna Natalia, eu vă spun un pur adevăr. Eu sunt așa un fel de om, că eu încă până în ziua de azi nu socot ca nume is vinoveț. Lasă-le să dovedească vinovăția. Eu nu sper ca să fie pedepsiți oameni nevinoveți. Iată care numai pur și simplu să se facă lucru corect și să descopere adevărul și să fie răsplătită moartea lui Serioja. Anume și ne-au făcut. Eu nu-i zic, să nu mă duc în altă cameră, mai am fotografii, este candila, o aprind și mă rog la Dumnezeu și la Maica Domnului, cum i-au ajutat să-l descoperim, că vă închipuiți și aveți și dacă n-l descoperim. Dacă n-l descoperim, ia că așa au vrut să ne ajute Dumnezeu și Maica Domnului, măcar așa cum să-l găsim și să-l înmormântăm. Și așa muia. Mă rog la Dumnezeu să-i descoperiți adevărații criminali
și să fie descoperit adevărul și răsplătită moartea lui Serioja. Maria, spune-mi, te rog, cum a ajuns soțul tău să fie învinuit de moartea lui Sergiu? În anul 2020 a fost sunat de către organele de poliție, l-a sunat la Calmâș Vecislav. Și l-a chemat la Chișinău la audieri. Și a fost întrebat de soțul meu, adică pe soțul meu l-a întrebat dacă cunoaște, dacă îl cunoaște Felicico Serghei. Soțul i-a spus că îl cunosc, suntem dintr-un sat. Și eu a spus și a doua oară să duc să-l iei și pe tatăl socru. S-a dus a doua oară și iarăși a început cu asprime deja că tu ești vinovat deja în vinovățeu, că tu oricum ai stai închis la închisoare, că tu n-ai să ai așa bani să ieși de la închisoare. Dar cum l-au găsit pe el anume? De ce l-au legat de moartea lui Sergiu? S-a început totul că Ilie s-a sunat cu fratele său Tolia în ziua aceea când s-a dus vițica, când... Și soțul meu îi spune, zici că eu l-am sunat în ziua aceea, că i-am dus o vițică și oricum să-l întreb să fie acasă, să nu mă duc eu cu vițica și el nu este acasă. Așa? Și de la asta s-a început totul. Dar ce s-a început totul? S-a început că soțul meu i-a dus vițica. Ei au servit în ziua aceea. La fratele său? Da. Uh-huh. Au servit, dar noi am plătit o mașină ca să ducem vițica, că eu deja nu mai aveam mașină. Ei s-au întors înapoi cu fratele său Tolia, în satul Grigoric. Au mai servit pe acolo și s-au dus, iarăși s-au duc pe Anatolie. N-avea mașină. Venea Iuri Boran de la serviciu și l-a oprit și zice că hai te rog frumos să-l ducem pe fratele Anatolie și pe Ruslan sau Denis din Gangan. Cineva venise tot în satul Grigoriu ca cu Anatolie. La care spune Iuri, zice că eu nu pot să merg, ceva actele în regulă cu busul. Dar cu dânsul mai servea și Anatolie Glodia. El lucrează polițist. La care Anatolie Glodia îi spune, zice că păi las că mă sui eu la volan dacă tu te temi. S-au suit Anatolie Glodia, soțul meu deja, Iuri Boran era, Igor Coptu și venise și Sașa Cicanci. Taman venea de la serviciu și s-a urcat și el. Așa. Deja fratele lui Ilie și din Ruslan Gangan au plecat la Coșcălie să-l ducă pe fratele său. Au plecat, ei acolo au mai servit ce au mai făcut. Unde acolo? La fratele deja în gospodăria da. Fratelui lui Ilie. Da. Cumnatul tău. Uh-huh. Da, cumnatul meu. Au servit acolo ce au mai servit, s-a întors acasă, nu era miezul nopții încă, fiindcă eu nu dormeam, mi se pare că băisem băiețelul, era Gabriel mic, nici o lună uh-huh. de zile. Dar Sergiu era acolo? Soțul meu spune că l-a văzut pe Sergiu și încă l-a întrebat... ce mai face el, la care el a spus că este căsătorit, lucrează cu fratele său Ruslan. Dar nu... S-au schimbat două vorbe acolo. Da. Deci Sergiu a participat da. La această petrecere. Da. Și la care Iuri zice că hai, haideți deja acasă, fiindcă eu mâine am dus la serviciu. Dintre care soțul meu zice, fratele Anatolie Gorban, zice, dă-mi, te rog, boxa, cânta o boxă în ogradă. El i-a spus că nu i-o dă, el îi zice că eu ți-o vițica înapoi. S-au certat? El s-a dus să zică la păiată și vrea să iei vițica înapoi. Dar Sașa, cicanci, el e mai zdravănuț, l-a luat de subțuri și l-a dus la bus. Zice că hai, nu-ți fie de cap, haide-mi acasă. S-au urcat toți în bus și au venit deja în satul toți Grigorica. Toți cine? Ce aduce Anatolie aminti? Glodia, Iuri Boran. De cine a rămas, practic, în gospodărie după ce ei au plecat? Ce spune după idei a rămas Serghei Velicicu, Anatolie Glodia și Gangan Dionis și Gangan Ruslan. Deci în patru da, au rămas. Dar ei cum au două porți de la deal și de la vale, putea să iasă ceilalți pe de la vale, adică... Soțul tău fiind servit, el ține minte exact cum s-a întâmplat? El s-a adus aminte, practic, după ce a fost a doua oară chemat la Chișinău, adică... Dar până atunci, voi probabil ați auzit de moartea lui Sergiu, da, că a fost auzit, găsit. Am văzut la știri. Soțul tău cum a reacționat la toate acestea? Adică, mă rog,
Nu a fost, nu a, n-am văzut careva reacții. Da, adică părea rău că este o băiat tânăr, dar ca să văd careva schimbări, careva reacții, așa mai neobișnuite, n-am văzut. Maria, dar ce spun oamenii legii? Ce, care ar fi anume rolul soțului tău în această crimă? Declarațiile lui cumnata mea au fost așa că după ce a plecat soțul cu toți din Grigorievka, ei l-ar fi omorât pe Velicico Serghei. Așa. Și soțul meu s-ar fi întors, am avut noi Volkswagen Golf, s-a întors cu mașina, l-a încărcat pe Velicico Serghei și l-a dus la groapă. Dar nu este posibil așa ceva. Mașina unde era în acel moment? Era la TB36. Eu, din moment cum l-am accidentat-o, e acasă. Nu. Adică noi am hotărât deja să nu mai aducem acasă, că am dat-o la metalolom. Adică nu mai era practic bună de mers. Ilie Gorban este unul dintre cele 5 persoane învinuite de omorul lui Sergiu Velicico. Să vedem ce spune el despre seara în care bărbatul omorât a dispărut. Atenție la ecran. M-am dus și am dus la fratele meu o viețică. Fratele Anatolicu a avut pus o masă acolo, am servit, noi împreună am stat la masă. După asta zic, băi, să venim acasă. Fratele Anatol zice că merge să iei un iepuri ceva de la tatăl. Noi am servit niște bieri, vin ceva pe la coptul Igor. Și care fratele Tolia trebuie să ducă la coșcalie. Dintre care Anatol Glodea, l-am rugat asuie Anatol Glodea. Zic, ești polițist și cacta? Nu așa departe, două sate. Când să ne pornim încolo, în timp ce el au venit Cicancii Alexandru cu mașina lui. Au luat câte o bere jumătate de litru. Am servit bere și pe drum, ne-am dus la Anatol. Anatol zice, băi, haidem să servim câte o pară de vin. Soția lui a pus o masă, un scaun acolo, niște mâncare și așa. Tolia a scos o boxă, care pe roți așa. Ascultam muzică. Și fiecare, care doi știi, stăteau de vorbă, care ca ce e o muzică, care și cum. Și deja era noaptea, că știu că era aprinsă lumina la afară, de acolo de ea. A venit Velici cu Serghei, cu o sacoșă de asta, punct de asta cu calendar neagră. A venit cu o sacoșă și avea niște bere. Dar Serioja Velicicu, victima ăsta, când a venit, ne-a salutat acolo, l-am întrebat cum la dânsul, el ne-a spus că e căsătorit, că eu nu știam că e căsătorit. El a oferit o cană sau ceva acolo, a turnat niște bere la băieți. Șoferii când au văzut că a venit și bere acolo și era și vin, zice, băi băieți, haidem acasă, că eu mâine mă duc la lucru să duc oameni la lucru pe deal să duc. Nu, dacă șoferii au zis, zic, cum, altceva eu n-am cu și mă duce. Și hai că să ne pornim, zic, în timp ce ala zic lui fratele, zic, dă-i Nica Lonca. Și el nu vrea să ne dă-i, că să mai asculte muzică, ei nici acolo. Dacă nu vrei să o dai, eu un glumă, zic, mă duc să-ți iau viță înapoi. Și în timpul ăsta a venit Alexandru Cicanci și m-a dat așa cu duc și zice, lasă băi, că donată, că donată, haide, sui în bus și adem. Asta și a fost. Noi ne-am urcat în bus și am venit acasă. Dar acolo, și s-a întâmplat, și cum, nu pot să vă spun. Și am venit acasă. Și eu cred că era cam în jur, la ora 12, așa, 12 și mai mult, cred că. Am auzit că ceva, că el e dispărut, că este, știi? Și am văzut la televizor, că nu puteți să aud, că cine puteți să-mi spui și este. Și am văzut la televizor că l-au găsit într-o fântână, că oamenii care l-au căutat, aia asta și am văzut. Stanislav, l-ai auzit pe Ilie? Îl credeți? Da. Dar după asta, când deja ați aflat că, uite, 5 persoane sunt bănuite, apoi învinuite de omorul lui Sergiu, printre care și, uite, vecinul ăsta de-a tău, Anatol. Ei tăți, Ruslan, Denis, Gangan, ei tăți niți vecini. Ei trăiesc undeva 100 de metri de la mine. Și ei îți dădeau bună ziua, da, se comportau normal așa, în tot acest timp. Da, ei îmi dădeau tot timpul bună ziua și că acum parcă nici nu a participat în... Și atunci când ai aflat că ei toți sunt acum învinuiți, ce ai crezut? Și am crezut că zicea că ei trăiesc lângă... Eu trăiesc lângă mine și eu mă tem ca cum să șed acasă. Doamna Zinaida, dar dumneavoastră ce credeți? Iată, l-ați auzit pe Ilie. Dumneavoastră îl credeți? Nu pot să spun și eu nu știu cine a să poată descoperi adevărul ăsta. Într-adevăr, e o taină, e o taină. Noi am fost chemați, după ce i-au arestat pe dânsă, pe noi am fost chemați undeva pe cele 10 zile la Chișinău. Am fost toți. Și ne-au spus, noi v-am chemat, vă spunem, că poliția și-a făcut lucru.
Nu credeți că polițiștii au luat mită, așa că noi ne-am făcut lucru. Dar și au advocați tare scumpi și au să facă tot posibilul. Ia că așa ni s-a spus. Că asta n-a să-i învinovățească. Dumneavoastră sunteți într-o situație foarte dificilă, dat fiind faptul că cine ați spune dumneavoastră aveți minimum 5 persoane care pot să vă devină sau deja v-au devenit dușmani. Și atunci eu înțeleg de ce dumneavoastră nu puteți să vă pronunțați nici pro, nici contra, chiar dacă știți ceva sau chiar dacă intuiți ceva. Deci e situația că soțul dumneavoastră în cazul dat sau în genere este caracterizat ca o persoană pozitivă, cu copii, fiind un bun profesionist. Aia în situația când omul nu este în stare de ebrietate. Din păcate pot să vă zic că alcoolul schimbă într-o totul omul, dat fiind faptul că este o hipoxie acută, organismul luptă pentru a se oxigena, oxigenul, și atunci omul devine absolut altfel și procedează absolut altfel, face lucruri care nu sunt caracteristice, dat fiind faptul că din punct de vedere psihologic se scoate stopul social. Adică ceea ce în mod normal omul știe că da, spate sau aia nu spate, aici acest stop se scoate și omul începe a face minuni, mai desigur cu semnul minus. Deci nu fac nicio aluzie, vreau doar să zic că este posibilă situația când un om extraordinar de pozitiv poate să procedeze altfel, poate să procedeze incredibil. Și cred eu că aici este posibilă o așa situație. Aș vrea, doamne, să-i pun o întrebare. Uite, când ați aflat despre moartea lui Sergiu, erați împreună cu soțul? Soțul a venit de la serviciu și am spus să-i că zic, uite, pe Facebook este postat moartea lui Velicico Serghei. Zic, uite, este tânăr, că practic aproape suntem de o seamă. Și îi spun, zic, uite, a fost găsit, am auzit de groapa aceea, eu sunt din satul Coșcălie, dar nu știu practic unde se află. Interesant, soțul nu v-a spus că în ajun a servit cu dânsul împreună în ograda fratelui? Nu mi-a comunicat de așa ceva, adică... De ce credeți că nu v-a spus? Nu știu, poate nici era, el nu ținea minte. Era doar de bănuit faptul. Că uite, am băut cu dânsul și parcă era tot bine, dar când colo nu-i sau e decedat. Ceva dă de bănuit. Plus la asta, eu cred că organul de anchetă s-a legat mai mult de automobilul dumneavoastră după urmele care le-au găsit la fața locului. Sunt asemănătoare cu anvelopele care stau la automobilul dumneavoastră. Nu în zadar. Aici este un raport de cauzalitate dintre apariția lui în calitate de bănuit și rolul lui în ceea ce s-a întâmplat. Da, dar cum rămâne că eu personal am accidentat mașina? Noi avem niște imagini cu mașina voastră. Da. Haideți să o vedem. O să rog regie să ne arate aceste imagini. Și o să le comentezi tu, Maria. Aici, la fața accidentului, deja era scoasă mașina de pe... Că eu când am căzut, după niște tufari. Ea este scoasă în drum. Așteptam evacuatorul pentru că ea nu mergea. Ușa este legată cu centura de siguranță, pentru că nu se închidea nici ușa, parbrizul era stricat, sticla de la pasager la fel era stricată, roțile erau îndoiete. După cum deci mașina vede, practic nu putea să meargă? Nu putea să meargă, fiindcă noi am chemat și evacuatorul să o iei de acolo, că nu mergea. Și asta era cu cât timp înainte de... Pe 15 august eu am avariat mașina. Deci la 9 zile distanță sunt aceste poze de la... dispariția lui Sergiu. Și tu zici că după acest accident, în tot acest timp, mașina a stat, da, a stat acolo. La service. Da. La... Așa. Stanislav, dar cum crezi urmele celea de lângă fântână? Ai spus că erau careva urme de bicicletă. Pe imaginea răsăritii, acolo este ca acum masivul de răsărită. Putea fi urmele de bicicletă a lui Sergiu? Eu așa mă gândesc, că dacă bicicleta era în groapă și se vede cum o urma de biciclet pe marginea masivului era. Deci, dar de mașină urmele erau mai în altă parte. Corespunzător să cere o ecuație logică că el a fost adus
separat de bicicletă. Bicicleta a adus-o altcineva, da, da. Pe dânsul a adus altceva. Da. Automobil sau în brațe, presupunem. Deci îți dai seama că pe bicicleta aceea puteau să păstreze urme papilare. De mâini. Cineva care l-a adus încolo această bicicletă, da, trebuie, a pus mâna pe el, pe ea. Da. Polițistul care era alături trebuia imediat să încercuieze fața locului, urme de la încălțăminte și așa mai departe. Nu sunt nimic în expertiză. Voi ați călcat pe urmele criminalilor care puteau fi depistați. Vine la fața locului polițistul, dar asta e elementarul. Asta e abecedarul polițistului la care învață de polițist, asta e abecedarul. Ai ieșit la fața locului, momental încercuiești locul infracțiunii să nu se piardă urmele. Cele mai principale urme sunt acolo. Nu le-ai descoperit nici infracțiunea la 90% nu mai descoperi. Nu mai vorbim despre grupul criminal care trebuie, sau grupul, să zicem, de polițiști specializați pe crime de umor care trebuia să se deplaseze. Dar cine trebuia să-i invite? Polițistul de sector de acolo, de la fața locului, care a venit primul, suna și spune, băieții, umor. Vă rog frumos, grupul operativ specializat, cu ciomadan, cu tot, cu toate instrumentele necesare. Nu s-a făcut. Noi acum ne plângem. Și posibil este domnul, nu vă supărați, posibil este el vinovatul. Dar dacă nu este el, am pus o persoană nevinovată la pușcărie. În curând, în platoul nostru își va face apariția principalul martor din acest dosar. Anume, după denunțul acestei persoane, polițiștii i-au reținut pe cei 5 bărbați, ulterior învinuiți de omor. Maria, mai am încă o întrebare către tine. Tu zici că Ilie... Ești convinsă că nu este vinovat soțul tău. Dar cât despre cumnatul tău, Anatol? Sunteți frat, nu trebuie, nu-i frumos. Dar da, Ilie a spus că nu vorbi, că s-o ieși tu. Au venit mascații și soțul meu l-a luat și din pat l-a luat. L-au trântit tot jos și l-a arestat. Mă, că eu aș azut închis, dar nu știi pe ce aș azut. Temii au fost două persoane. Aduceți-mi test poligraf, eu nu mă tem de nimic, eu știu că nu sunt vinovat. Judecată spune că eu singură, da, le-am inventat. Iana, nu-i frumos faci. Pe urmă spune că au presat-o cineva, ca să spun așa declarația. Deci tu spui una, spui alta.